Ucraina este o țară în Europa Orientală. Are frontiera cu Rusia nord-est, Belarus în nord, Polonia, Slovacia și Ungaria în vest, România și Republica Moldova la sud-vest, Marea Neagră și Marea Azov la sud. Capitala Ucrainei este orașul Kiev. Suprafața Ucrainei, fără Republica Crimea și orașul Sevastopol, este de aproape 580.000 de kilometri pătrați, iar populația este de peste 46 de milioane de locuitori. Numele Ucraina provine din termenul Ucraina din slava veche răsăriteană, termen ce înseamnă la margine, teritoriu de graniță sau în teren. A fost cunoscută și sub numele de Rusia Mică, prin contrast cu Rusia Mare, când principatul său medieval s-a separat de restul Rusiei în urma invaziei tătare. Cele mai vechi așezări umane de pe teritoriul Ucrainei datează din preajma anului 4500 înainte de Hristos, perioadă de înflorire a culturii cucuteni. În secolul al IX-lea, mare parte din Ucraina de astăzi era populată de ruși, care formaseră statul numit astăzi Rusia Chievană. În secolele al X-lea și al XI-lea, acest stat a devenit cel mai mare și mai puternic din Europa. Kiev, capitala Ucrainei moderne, a devenit cel mai important oraș al Rusiei. Epoca de aur a Rusiei chievene a început cu domnia lui Vladimir cel Mare, 980-1014, care a îndreptat Rusia spre creștinismul bizantin. În urma morții lui Stalin, în 1953, Nikita Hrușciov a devenit noul lider al URSS. În calitate de fost prim secretar al Partidului Comunist din Republica Sovietică Socialistă Ucraineană, în perioada 1938-1949, Hrușciov cunoștea în detaliu Republica și, după preluarea puterii la nivelul Uniunii, a pus accent pe prietenia dintre popoarele rus și ucrainean. La 16 iulie 1990, noul parlamentar a adoptat Declarația Suveranității de Stat a Ucrainei. Cu o suprafață de peste 600 de kilometri pătrați și cu o ieșire la mare în lungime de 2800 de kilometri, Ucraina este a 44-a țară din lume ca suprafață. Este a treia țară din Europa ca suprafață după Rusia. Ucraina este o republică guvernată după un sistem semiprezidențial. Președintele este ales prin vot popular direct pentru un mandat de 5 ani. După prăbușirea Uniunii Sovietice, Ucraina a moștenit o forță militară de 780.000 de oameni pe teritoriul său, echipată cu al treilea arsenal nuclear ca dimensiune. Armata Ucrainei este a doua ca efectiv din Europa după cea rusă. Ucraina produce aproape toate tipurile de vehicule de transport și nave spațiale. Sportivii ucraineni cu rezultate notabile sunt boxerii Vitali și Vladimir Klitschko, cei doi frați obținând titlul mondial la categorie grea, precum și atletul Serhii Bubka, multiplu campion mondial și olimpic la săritura cu prăjina și deținătorul recordului mondial. La 24 februarie 2022, criza ruso-ucraineană a evoluat în invazia trupelor militare ruse în Ucraina.